Salutare oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă recenzie de parfumuri pe acest canal, prima din acest an 2023, an în care vă urez să aveți parte de foarte multe bucurii, realizări și tot ce vă doriți voi. Personal, anul ăsta îmi doresc să cresc cumva și să evoluez odată cu acest canal de YouTube, să vin cu cât mai multe parfumuri interesante și inclusiv să reușesc să vă fac cât mai, nu știu, mulțumiți de calitatea acestor clipuri, acestor review-uri. Astăzi continuăm ceea ce am început în ultimul review și anume vă voi prezenta încă un parfum de la Maison Alhambra / Latafa, un parfum pe care l-am achiziționat recent și ca și celălalt, ca și Kismet, acea clonă de Yves Saint Laurent Tuxedo m-a impresionat plăcut. Și anume astăzi vorbim despre Galatea, care este un parfum ce vine cu o sticlă superbă. O sticlă care, atunci când o vezi prima oară, te întrebi oare cât costă acest parfum? Câte sute sau mii de lei costă? Din capul locului vă spun că este o clonă, clar. Este o clonă după Godolphin de la parfum de Marley, dar în același timp se regăsește și se aseamnă foarte, foarte tare cu un alt parfum mult mai cunoscut. Aș putea spune cu două chiar, pentru că are câte ceva din ambele. Și anume vorbim de Tom Ford Task and Leather și Tom Ford Ombre Leather, pentru că ambele se regăsesc în acesta. Ombre Leather într-o manieră mai mare decât Task and Leather. După cum vedeți, sticla foarte grea, cu un pulverizitor foarte bun, cam așa arată, cumva capacul și sticla mă duce cu gândul la parfumurile de la Sospiro, Xerjov, cumva seamănă cel puțin pe partea de capac. Să vă arăt și cutia, foarte rapid, care arată cam așa, cutia este copiată 1 la 1 de la parfum de Marley Godolphin, e perfect. Ai putea pune o sticlă, cred că, de la parfum de mare în această cutie și s-ar potrivi fără nicio problemă. După cum spuneam, se dorește a fi o clonă după Godolphin. Trebuie să recunosc că nu am mirosit acel parfum, în schimb îl am pe Ombre Leather, aici pus deoparte. Sticla a suferit niște accidente parcursul timpului, o am de foarte mult timp, cred că pe puțin 3 ani de zile. Și în același timp, parfumul se mai seamănă cu Craft Noir. Dacă îl cunoașteți, acesta se știe clar că e o clonă după Ombre Leather. Sunt asemănătoare, în schimb, pe parte de calitatea mirosului, acesta lasă foarte mult de dorit, cât și performanțele lui sunt destul de slabe. Este un parfum foarte sintetic, bineînțeles, foarte ieftin, cred că am dat undeva la 40 de lei acum vreo 2 ani, ceva de genul. În schimb, sticla arată foarte bine, interesantă, cu acest model, cu un soi de sfoară înfășurată în jurul ei, dar ca și ADN și ca și miros sunt foarte asemănătoare, deci dacă l-aveți pe acesta în colecție, o să vă dați seama cum miroase acesta. În mare parte, ce vei simți mirosind acest parfum este foarte multă piele acompaniată de un ton destul accentuat de zmeură, ceea ce se găsește și în compoziția lui Task and Leather, cumva această combinație de piele cu notele fructate, cu nota de zmeură, l-au făcut atât de celebru. Și în același timp acesta urmează, după cum spuneam, același ADN. O să vă citesc și notele care îl alcătuiesc, note care, din nou, nu prezintă foarte multă încredere pentru că majoritatea din ele nu se regăsesc. În mare parte aici vei simți acea piele, acea notă de piele care, într-adevăr, nu e o piele murdară, nu e o piele care să, efectiv, să-ți se dea peste cap de tăria ei, adică în Ombre Leather cumva se simte ceva mai accentuat decât în acesta. Acesta este în Galatea, este cumva mai domoală, dar combinația aceea de piele cu zmeură
îl fac un parfum classic, un parfum pe care îl văd foarte bine a fi purtat la, nu știu, evenimente, la un date, la o întâlnire, nu un parfum pe care să-l văd că, nu știu, îl poți purta când mergi la cumpărături la Lidl sau la Kaufland, habar n-am. E un parfum care necesită cumva un eveniment apart la care să participi. Deci aș spune mai degrabă că acesta este o clonă mai degrabă după Ombre Leather / Tuscan Leather decât Godolphin. Godolphin, din câte știu, este apărut, dacă nu mă înșel, în 2010, ceva de genul, iar Tuscan Leather este apărut undeva prin 2007, deci posibil să se fie inspirat, de la Tom Ford, acest parfum de Marley Godolphin. Pe partea de performanță, pe partea de longevitate, stă foarte, foarte bine. Impresionant de bine, aș putea spune, 8-9 ore, încă ajuns să-l simți, proiectează foarte bine în primele 2 ore, 2 ore și jumătate. Deci pe partea asta nu trebuie să faci nicio problemă, pentru că se ridică la așteptări. Pe partea de preț, l-am achiziționat în jurul sumei de 120 de lei, cred. În continuare se găsește destul de ușor. Mai există și alte clone de la Maison Alhambra, după alte parfume de la Parfum de Marley. O să le încerc pe parcurs și pe acelea, dar deocamdată de acest Galatea sunt foarte plăcut, impresionant, un parfum foarte reușit, sticla din nou emană o eleganță anume și n-ai spune că costă 120 de lei. Nu știu ce aș mai putea spune, n-a reușit să-i găsesc nimic negativ acestui parfum. E un parfum clar de vreme mai rece, nu știu, primăvara, toamna, iarnă, clar merge foarte bine. Poți să-l încerci și vara, dar ai grijă cât pulverizezi, pentru că e un parfum foarte, foarte potent. Mai multe de atât, nu ar fi de zis despre acest Galatea. Ți-l recomand să-l încerci, mai ales dacă ești fan Ombre Leather, Tuscan Leather sau în general parfumuri cu note de piele intense. Ți-l recomand fără nicio problemă. Cam asta ar fi despre Maison Alhambra Galatea. Noi ne vedem și începem să ne revedem de acum, după cum v-am obișnuit odată la 2 săptămâni, cu noi review-uri de parfumuri. Cam atât. La revedere. Bye, bye.